Vladimir Putin a luat decizia. Decretul a fost deja semnat. Răsturnare completă de situație. O decizie de ultimă oră luată la Moscova ar putea schimba totul. Potrivit presei internaționale, președintele rus, Vladimir Putin, a semnat deja un decret care prevede formarea unei comisii interdepartamentale a Consiliului de Securitate, CS, al Rusiei, care să asigure suveranitatea tehnologică a țării în domeniul dezvoltării infrastructurii IT. Documentul a fost deja publicat încă de joi pe portalul oficial de informații juridice, deci a intrat deja în vigoare. În ceea ce privește prevederile acestuia, potrivit actului normativ, va exista o comisie interdepartamentală care va asigura suveranitatea tehnologică a țării în domeniul dezvoltării infrastructurii IT decid să formez o comisie interdepartamentală a Consiliului de Securitate al Federației Ruse pe probleme de asigurare a suveranității tehnologice a statului în dezvoltarea infrastructurii informaționale critice a Federației Ruse, se arată în textul decretului. În cadrul aceluiași document a fost aprobată și componența comisiei, iar o parte din nume sunt deja cunoscute la nivel mondial. Mai exact, documentul semnat de președintele Vladimir Putin arată că noua comisia va fi condusă de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Menționăm faptul că această funcție este deținută de Dmitri Medvedev, care este însărcinat să aprobe componența personală a comisiei în termen de o lună.